Noi jandarmi au fost primiți de către locotenent colonelul Mihai Dan Haiduc, prim-adjuntul inspectorului șef, care a asigurat de tot sprijinul colectivului unității pentru a se putea acomoda cât mai repede. Săptămâna aceasta, nou veniții vor participa la un program de pregătire pentru cunoașterea atribuțiilor și sarcinilor specifice, după care vor intra în serviciu sub tutela unui specialist timp de 6 luni pentru executarea misiunilor de ordine publică în cadrul structurilor operative ale unității, astfel 4 subofițeri la Baia Mare, 3 la Vișeu de Sus, 1 la Borșa și 2 la Târgu Lăpuș. Ziua de 30 iulie va rămâne de referință pentru cei 10 jandarmi, deoarece reprezintă prima lor zi în serviciu la unitatea militară, unde au ales să fie repartizați ca urmare a absolvirii studiilor.